România traversează cea mai mare criză economică și sanitară, iar Partidul Social Democrat a intrat la negocieri cu un set de priorități pentru români, ci nu cu pretenții de funcții sau ministere. De asemenea, PSD a declarat că este dispus să intre la guvernare pentru a-i salva pe români. Partidul Social Democrat a elaborat 100 de măsuri priorități pentru români, pe termen scurt și mediu, priorități de la care pornesc negocierile pentru noul guvern. Acestea vizează combaterea pandemiei, accesul copiilor la educație, dar și combaterea creșterii prețurilor. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis pe pagina sa de socializare un mesaj cu privire la faptul că PSD depune toate eforturile pentru a repune România pe picioare. România este într-o criză majoră pandemică negestionată. Ne confruntăm cu o criză economică, o altă criză socială din cauza prețurilor și cursului euro și la toate se adaugă criza politică generată de Alianța de Dreapta. Scopul noului guvern în viziunea Partidului Social Democrat este în primul rând controlul pandemiei prin reducerea numărului de infectări și de decese, scăderea presiunii pe sistemul de acordare a asistenței medicale, redobândirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Toate acestea se pot realiza printr-un parteneriat real între mediul socioeconomic și clasa politică și autorități publice. Totodată, la nivelul de trai al românilor, trebuie susținut prin adoptarea unor măsuri urgente pentru combaterea creșterii prețurilor. Partidul Social Democrat își dorește rezolvarea acestei crize politice, economice și sanitare. Aceștia au venit cu măsuri concrete, însă fără a fi acceptate de actualii guvernanți, care nu vor să renunțe la putere. Este nevoie de o construcție politică pe principii și priorități care să scoată țara din dezastrul în care a fost aruncată.